Ce cărți am citit în 2022? Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina, primul episod pe anul 2023, chiar pe el, pe an, călare pe an, suntem în forță în ianuarie la primul episod de anul acesta. Bineînțeles, așa ca în fiecare an, o să facem ceva deosebit. Deosebit nu de alți ani, ci deosebit pentru anul curent, pentru că doar o dată în an facem chestia asta, și anume o să facem un clip despre ce cărți am citit în anul trecut, adică în 2022. Am marea bucurie să vă spun că pentru prima dată după mult timp mi-am depășit numărul comun de cărți. Ca o mică poveste aș putea să vă spun că în momentul în care ne-am decis să ne mutăm din țară, mi-am redus numărul de cărți citite, sau cel puțin numărul de cărți pentru provocarea anuală de pe Goodreads. Mi l-am redus la 25 de la 40 sau 45 și am tot mers pe 25 până când iată, neașteptatul s-a petrecut și în sfârșit am reușit să-mi depășesc numărul. Am reușit și anul trecut, dar anul ăsta a fost cumva cu mai mult succes, dacă se poate spune așa. Adică am citit 33 de cărți anul trecut și sunt destul de mulțumită de chestia asta. Ca o altă mențiune, e foarte important de știut că probabil m-a ajutat foarte mult și faptul că am citit niște benzi desenate, sau mai bine zis romane grafice scurte, cum ar fi Reckless, despre care tot am mai vorbit pe canalul ăsta, dar am reușit să mai și ascult niște cărți. Am găsit un site unde mai au ăștia niște cărți audio gratis, inclusiv pe YouTube mai găsiți chestii de gen cărți audio gratis, nu știu cât de legale sunt, dar vorba aia, dacă sunt acolo, bănuiesc că nu sunt singura de pe planeta asta care le încearcă. Dar, mă rog, să zicem că lucrurile astea două m-au ajutat să ating minunatul număr de 33 de cărți, care pentru mine înseamnă ceva, bineînțeles, din moment ce tot vă spun despre el. Dar, înainte să începem să facem numărătoarea inversă a cărților, m-am gândit că anul ăsta să mai menționez câteva titluri de dragul de a avea așa niște secțiuni speciale. Dar înainte de a vă spune despre aceste cărți speciale, cred că am zis de prea multe ori dar, Matei zice că da, m-am gândit iar că ar fi interesant să aflați și câte pagini am citit. Am tot văzut pe Goodreads că multe persoane au citit peste 10.000, peste 15.000, peste 1 miliard. Pentru mine au fost 9.983, ceea ce înseamnă un mare lucru. Din nou, probabil că dacă aș fi citit fizic cărțile pe care le-am ascultat, ar fi fost mult mai multe, dar până la urmă, ce contează numărul paginii, cât important este ca la final de an să tragem linie și să zicem, băi, chiar simt că am rămas cu ceva după anul ăsta, chiar simt că am descoperit ceva nou, chiar simt că m-am delectat, deci până la urmă asta contează. Acum să trecem la mențiunile speciale de care am zis. Mi-am luat aici agenda mea cu rachete, cred că sunt rachete. Și trebuie să începem neapărat cu cea mai scârboasă carte a anului trecut. Știți că îmi place uneori să citesc toate tâmpenile, sau cum ar zice cineva, ce-mi pică mână. Am detestat întotdeauna expresia asta. Citește ce-ți pică mână. Un rahat. Pot să citesc în rahat sau în cafea. Mă rog, exagerez, bineînțeles. Înțeleg și ideea zicalei, numai că nu-mi place mie cum sună, că mi-aduce aminte de niște perioade comuniste și nu-mi place chestia. Dar trecând peste asta, cea mai scârboasă carte a anului a fost fără doar și poate Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, de Eric LaRocca. Pentru cine a urmărit acest canal de-a lungul anului, știe că la un moment dat v-am povestit despre chestia asta. Deci a fost o carte super scurtă pe care am citit-o destul de rapid, pentru că fiind scurtă și ușor de citit, n-ai cum. E mai mult, cred că, novelă decât roman. Foarte scârboasă. Deci mi-au trebuit câteva luni ca să pot să-mi scot niște imagini din minte și să pot să mă gândesc la mâncare într-un mod mai puțin grețos, îmi mulțumesc. Deci chiar nu. A citit-o și Matei, am vorbit despre cartea asta într-un wrap-up, am impresia că a fost în vară, oricum o să încerc să pun un link pe aici, eventual chiar de la playlist-ul cu toate wrap-up-urile, pentru că nu prea mai fac clipuri individuale decât dacă sunt vloguri de lectură, dar cartea asta este în mod cert cea mai scârboasă carte a anului. Cred că undeva pe locul 2 ar putea să fie Liturghia Neagră, dar mai avem
aia comparată cu la ce a scris la Roca este mocertată, dar ba da, pentru că și aia a fost destul de brutală și cel puțin pentru mine a fost... Da, dar asta e de bolnav mental de care zici tu, e efectiv de bolnav mental scrisă gratuit, pe când aia este pur și simplu artă, e o carte care... Vorbeam strict despre partea de îngrețoșare și brutalitate, dar strict pe bucata aia, nu mă refer la poveste în sine, mă refer la niște imagini din carte care într-adevăr au fost mai mult decât trebuiau să fie. Dar în fine, cea mai scârboasă este cam lung titlu, Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. Deci clar, dacă vreți să nu mai mâncați, să fiți la cură de slăbire, o citiți pe asta. Următoarea mențiune ar fi cea mai proastă carte a anului, trebuie să spun asta din nou, pentru că am fost efectiv... Păi, deci efectiv, cred că e una dintre cele mai proaste cărți pe care le-am citit. Dați cu roșii, știu că probabil sunt acolo mulți fani ai lui Colin Hoover, dar Verity pentru mine a fost în mod cea mai slabă carte pe care am citit-o anul ăsta. Nu, deci nu se poate, mi s-a părut îngrozitoare și m-a făcut să nu-mi doresc vreodată să citesc alte cărți scrise de ea, decât dacă vreau eventual, nu știu, dacă chiar n-am ce face și sunt mega curioasă. Am mai ascultat la un moment dat niște vloguri ale unui tip pe YouTube care făcea tot felul de recenzii pentru că era masochist și își dorea să vadă ce fel sună celelalte cărți ale ei și am înțeles că sunt îngrozitoare. Acum ce să zic, eu am încercat-o pe asta pentru că toată lumea o ținea în brațe și zicea, vai cât de marfă e, cea mai tare, thriller, păi, super mega carte. Nu, nu este super mega carte. Dacă vreți să citiți un thriller psihologic, mergeți în altă parte, dar nu la Verity, pentru că cel puțin din umila mea părere nu merită. O altă categorie interesantă este... dezamăgire, să zicem cea mai mare dezamăgire a anului trecut, este cartea Euforie de Ellen Coolhead. Știu că am întrebat la un moment dat, v-am întrebat cum se pronunță, știu că cineva chiar mi-a scris, dar din păcate am uitat și n-am acum la îndemână Instagram-ul, că am impresia că acolo mi-a scris. Mulțumesc din nou că mi-ai scris, dar iată că nu s-a lipit de mine. Îmi pare rău, voi mai încerca, dar Euforie este un roman care ar trebui să fie practic povestea din ultimul an de zile în care a fost în viață Sylvia Plath, această scriitoare / poetă, și am fost destul de dezamăgită pentru că, într-un fel, în naivitatea mea, am crezut că o să fie destul de... Nu știu, adică am crezut că autoarea s-a documentat într-un fel și, de fapt, nu știu cât s-a documentat. S-a bazat așa mare pe jurnalele ei, dar, în principal, a fost așa o fantezie, ca să mă exprim în felul ăsta, și m-a dezamăgit și pentru că mi se pare că s-a suit cumva scriitoarea asta pe numele Sylvia Plath, doar în ideea de a-și lansa prima carte și de a crea un pic de vâlvă. Ce-i drept, a funcționat, pentru că bănuiesc că au mai fost și alții care au citit cartea asta în afară de mine și chiar am o prietenă care a citit-o și mi-a spus același lucru, că a fost un pic dezamăgită de cartea asta pentru că e ca și cum o citești pe Sylvia Plath în poeziile ei și în clopotul de sticlă și ți-o imaginezi într-un fel, iar după aia cartea asta parcă îți dă cu firma în cap. E ca și cum tot ceea ce ai simțit și ai trăit și ai văzut cu ochii minții când ai citit scrierile ei este aruncat la coș și parcă este vorba despre o total altă persoană. Acum o fi și vorba de cum percepe fiecare personajul, dar în fine eu am fost destul de dezamăgită de cartea asta, mă așteptam la mult mai mult și am dat 60 de lei pe ea. Când am fost în România anul ăsta și mi s-a părut foarte mult, sincer, pentru o carte, mi s-a părut foarte mult. Știu că s-au mai scumpit, mi-a mai scris cineva la un moment dat că a dat pe Istoria Secretă, am impresia, varianta în română, 85 de lei. Sincer, nu știu unde o să ajungem. Pot să înțeleg chestia cu industria de carte, dar pe bune, este enorm. Ultima categorie este aceea de mențiuni onorabile și anume cărțile care, deși au fost mișto, n-au intrat în top 10 din vari motive. Ba că au fost mai multe care mi-au dat o stare mai bună, practic ăsta e și criteriu. Ce stare am avut, dacă mi-am amintit despre cărțile astea sau nu după ce le-am citit pe parcursul mai multor luni. Cam ăsta a fost pentru mine, astea au fost, de fapt, criteriile pentru care, prin care am reușit să filtrez toate cărțile pe care le-am citit anul ăsta ca să fac topul 10, dar aș vrea totuși să spun
că ca o mențiune onorabilă ar merita să citiți proiectul Hail Mary de Andy Weir, chiar dacă știu că m-am plâns pe canal de cartea asta pentru că e prea tehnică, da, are prea multe detalii, dar pe de altă parte povestea este foarte mișto și merită încercată. Dacă aveți nervii tari sau dacă chiar vă plac chestiile astea de detalii științifice care sunt un pic mai multe decât ar fi necesar, cred. Dacă sunteți, nu știu, pasionați de fizică și de chimie, probabil că nu or să vă deranjeze detaliile alea, dar povestea în sine mi se pare mișto și tocmai de aia intră la mențiune onorabilă. Și altă carte care cred că merită neapărat să fie menționată aici este Portraits of a Marriage de Sándor Márai. Am impresia că în română nu se găsește pentru că am căutat, dar o găsiți în engleză și se citește foarte ușor. Sándor Márai este un scriitor maghiar destul de cunoscut și în afara Ungariei, pentru că la un moment dat s-a mutat în America și a mai scris și de acolo, dar Portraits of a Marriage, încă n-am apucat să vorbesc despre ea pe canal, urmează într-un wrap-up, dar este clar o carte care este scrisă într-un mod cum eu nu am mai întâlnit până acum. Este într-adevăr plină de foarte multe detalii, chestie care m-a făcut la un moment dat să merg un pic mai greu cu ea, dar este clar o carte memorabilă, o carte despre, așa cum spune și titlul, o căsnicie, o relație văzută din mai multe unghiuri, presărată cu tot felul de evenimente istorice la care suntem și noi martori, în timp ce suntem practic interlocutorul personajului principal din fiecare capitol. Nu știu dacă are sens ce spun, dar cam asta este cartea. O să vă spun mai multe detalii într-un wrap-up, dar în principiu chiar merită să-i dați o încercare și de aia intră la mențiuni onorabile. Acum că am încheiat cu partea asta de alte categorii, să trecem la topul top, nenică. Le-am scris un pic aiurea, pentru că de obicei îmi fac o listă și după aia trec, le numerotez, așa că o să încerc să nu mă încurc. Pe locul 10 avem o carte ce, nu știu, de la care mă așteptam poate la un pic mai mult, dar care nu mi-a displăcut deloc. De ce mă așteptam la un pic mai mult? Pentru că este în permanență comparată cu Istoria Secretă și aia e o carte care mie mi-a plăcut foarte mult și care la un moment dat a fost cartea anului aici pe canal. Am impresia că a fost cartea anului în 2020, cred. Nu mai știu, dar puteți voi să verificați. Cert este că este vorba despre If We Were Villains de M.L. Rio. O să pun o poză pe aici pe undeva. O carte despre niște studenți la teatru care, mă rog, nu pot să zic că, adică mă rog, nu pot să zic că mi-a displăcut. Este o copie destul de fidelă a Istoriei Secrete, dar mi-a plăcut, are și părțile ei originale. M-a ținut acolo, mi-a plăcut chestia asta, mi-au plăcut și unele personaje, nu toate, dar finalul a fost tras de păr. Evident, poate că în momentul în care am vorbit despre ea, parcă am vorbit deja despre ea, dar în momentul în care am vorbit despre ea am impresia că n-am fost super încântată, însă în timp am început să mă gândesc mai mult la cartea asta și mi-a rămas o amintire plăcută în urma ei, așa că a intrat pe locul 10 în acest top. Ne mai ștergem și la nas, că așa este bine și sănătos. Pe locul 9 avem o carte, o carte pe care am citit-o cândva în prima parte a anului trecut. Este vorba despre, stai un pic că le-am încurcat, am citit cu un rând mai jos, nu contează, este o carte de fapt care a venit cu o super mare surpriză pentru mine, aia era de pe locul 3 de care zicem de prima parte, dar în fine v-am zis că am lista făcută un pic varză, dar este, deci pe locul, m-au bruiat ăștia, pe locul 9, avem Biblioteca de la miezul nopții de Matt Haig. A fost practic prima carte pe care am citit-o de la el. Nu m-am așteptat să îmi placă, sincer, dar mi-a plăcut foarte mult. Nu pot să spun că a fost ceva nemai văzut, nemai întâlnit, dar mi-a rămas totuși la fel o amintire plăcută în urma citirii ei și știu că am vorbit pe canal la un moment dat într-un wrap-up despre ea, așa că nu o să intru în prea multe detalii. Biblioteca de la miezul nopții este practic un fel de incursiune în trecut pentru cine
cine reușește să ajungă acolo. Incursiune în trecut, schimbare de decizii, ce s-ar fi întâmplat dacă, cam despre asta este vorba. Este o carte care, din câte am văzut, e destul de controversată, pentru că unii oameni spun că e o mizerie, alții oameni spun că e fantastică. Eu fac parte din a doua categorie, așa că intră direct pe locul 9, pentru că eu cred că merită să o încercați și e super entertaining, se citește repede și cred că rămâi totuși cu ceva în urma ei. Am avut nevoie să o citesc, poate că de-aia fac parte din categoria oamenilor care au plăcut-o, așa că pentru mine a picat la țanc. Pe locul 8 avem o carte, în sfârșit, în format fizic. Am citit destul de mult în format electronic. Pe locul 8 avem o carte despre care Matei consideră că nu este deloc scârboasă. Nu este scârboasă, e foarte violentă. E foarte violentă și este vorba despre Liturghia Neagră. Este violentă în anumite pasaje. Am avut și un vlog de lectură despre ea, pentru ea, așa că nu o să intru iar în foarte multe detalii, dar Liturghia Neagră este o carte care prezintă la un moment dat un, așa cum spune și titlul, un ritual, o liturghie neagră satanică și, bineînțeles, suntem pregătiți până acolo de tot felul de istorisiri și de niște personaje foarte interesante care, mă rog, în același timp, unul dintre personaje ar scrie și istoria acestui Gilles de Rais, un individ destul de violent, sau cel puțin, mă rog, din ce ne este nou istorisit și controversat, dar și foarte violent, cel puțin prin ce a făcut el, un satanist desăvârșit. Dacă vă plac chestiile de genul ăsta, trebuie neapărat să o încercați. În mod cert o să mai citesc Quiz Mans după experiența asta și dacă sunteți interesați, o să vă linkuiesc și vlogul de lectură pentru cartea asta. Este, în mod cert, o carte violentă, nu neapărat scârboasă, cât violentă. Așa că pentru mine, din nou, mi-a fost un pic mai greu să mănânc după anumite pasaje, dar trebuie să recunosc că, spre deosebire de cea menționată la cea mai scârboasă carte aia cu Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, asta merită efortul, în mod cert. Pe locul 7 avem, practic, o serie, aș putea să zic. Știți că eu nu prea sunt cu seriile, dar cartea asta chiar trebuie să vă spun că mi-a plăcut. Nu le-am citit pe toate anul ăsta, dacă nu mă înșel, ci am mai citit și anul trecut, dar seria Reckless a continuat și în 2022 și îi zic serie pentru că am citit vreo două numere anul ăsta sau trei. Și mi-au plăcut foarte mult. Mi-a plăcut sentimentul pe care mi l-au dat toate cele citite anul ăsta și neapărat vă zic că dacă vă plac romanele grafice un pic misterioase și dacă vă plac chestiile scrise foarte bine și desenate foarte mișto, atunci vă foarte recomand să încercați Reckless, despre veșnicii, adică scrisă de veșnicii Ed Brubaker și Sean Phillips, niște oameni care au mai fost prezenți aici pe canal și care sunt foarte pricepuți în ceea ce fac, cel puțin din punctul meu de vedere. Pe locul 6 avem o carte SF, o chestie distopică pe care am citit-o la fel pe la începutul anului și care încă mi-a rămas în minte. O carte pe care am tot evitat-o inițial pentru că aveam impresia că e despre altceva, dar ulterior când am început am zis, opa, asta e un pic că Brian Aldiss le spune iar bine. Este vorba despre Greybeard. O carte despre un posibil viitor în care umanitatea nu se mai reproduce sau cel puțin ce reproduce e cu anomalii și e practic viitorul îmbătrânit al omenirii. Ce se întâmplă exact, cum se întâmplă, am impresia că v-am povestit iar într-un wrap-up, dar dacă vreți un SF distopic despre un posibil deznodământ al omenirii, puteți neapărat să încercați pe asta, pentru că, sincer, chiar e mișto. Am impresia că s-a tradus și la noi, dar e la fel în ediție din alea vechi, nu cred că s-a tradus recent, adică nu cred că au reeditat-o sau ceva, dar o găsiți pe net, eu am găsit-o chiar în română și am citit-o în format electronic pentru că asta mi-a fost mai la îndemână. Pe locul 5 avem o surpriză, a fost o surpriză pentru mine, o reală surpriză.
Este vorba despre o carte pe care am luat-o gratis de la o librărie. Puteai să cumperi o carte și să-ți alegi oricât de multe alte cărți dintr-o cutie gratuit. Așa că eu am ales Good Morning Midnight, Good Morning Midnight, Bună dimineața, miezul nopții, de Lily Brooks Dalton. O carte de la care n-am știut efectiv la ce să mă aștept. Am văzut aici Netflix Inspiration for the Netflix film The Midnight Sky. Am văzut și trailerul după ce am citit-o. Citiți cartea. Vrea să fie un fel de SF. Zic un fel pentru că nu este neapărat bazat pe chestii științifice, cât e mai mult tot așa o chestie de-aia de finalul lumii, cum se sfârșește lumea. Numai că nici ăsta nu e neapărat focusul principal al cărții, ci este practic bazată pe două planuri. Avem mai întâi un om în vârstă, un om de știință care se află undeva la Polul Nord, într-o bază din asta de cercetare științifică, și echipajul unei navete spațiale care se întoarce de pe Jupiter, de unde tocmai s-a dus să cerceteze, să vadă ce se află acolo, să ia niște probe, știți voi chestii de-astea. Și ce se întâmplă de fapt? Cercetătorul nostru în vârstă de la Polul Nord este complet singur. A avut loc o misiune de evacuare a celorlalți ocupanți ai bazei în care se află el și nu se știe exact ce naiba s-a întâmplat cu oamenii aceia și cu oamenii în general, iar cei de pe nava spațială nu mai au contact cu Pământul și practic vedem ambele grupuri, mă rog, grupuri, un grup de pe navă și tipul de pe Pământ, îi vedem cum se confruntă ei cu situația asta, cum ce le trece prin cap, ce se întâmplă cu ei. Mai mult un roman psihologic, dacă mă întrebați pe mine, și probabil că o să vorbesc un pic mai mult într-un wrap-up, pentru că nu cred că am apucat să vorbesc despre chestia asta, iar dacă am apucat, am uitat. Dar cert este că a fost o surpriză plăcută și din trailer vă zic, n-am văzut filmul, poate mă înșel, dar din trailer vă zic că merită mai mult să citiți cartea. Sincer, am lăcrimat la final, deci chiar mi-a plăcut, nu știu, a fost o carte la care nu m-am așteptat să fie așa. Da, locul 5. Suntem deja, ce să mai avem, 4 poziții. 4 poziții, destul de interesante, vă zic. Pe locul 4 avem încă o carte scrisă de un maghiar. Este vorba de Journey by Moonlight, de Antal Serb. Este o carte pe care chiar și Alice Smith o recomandă. La fel, v-am mai povestit despre ea într-un wrap-up. Este practic o călătorie a unui cuplu prin Italia. Ei sunt proaspăt căsătoriți. La un moment dat se despart pe drum și vedem fiecare prin ce aventuri trece, ce lucruri îi frământă separat. Și în același timp o să vă mai spun că e un roman foarte mișto scris, care are de toate. Deci nu știu dacă pot să spun că e neapărat un gen, pentru că înglobează mai multe. Deci la fiecare pas e altceva și le combină atât de bine încât totul decurge natural. Deși când vă zic acum, vai, dar conține nu știu câte genuri, poate să sune incredibil imposibil. Ei bine, nu. Antal Serb aparent a făcut o treabă foarte, foarte bună cu cartea asta și o foarte recomand să o citiți. Apropo, am impresia că am mai spus chestia asta într-un alt clip, dar ăsta e alt clip din nou. Asta e una dintre cărțile preferate ale maghiarilor și din câte am înțeles se studiază și la liceu. Sper să nu mă înșel, dar asta am aflat eu de la niște oameni de aici. Pe locul 3, aoleu, deci deja ne apropiem de locul 1, care într-un fel era total de așteptat. Dar pe locul 3 avem Departe de lumea dezlănțuită, de Thomas Hardy. Este primul meu contact cu acest autor și am citit-o pentru că îmi doream să citesc un clasic. Mi-a plăcut foarte mult cartea, nu a fost nimic care să mă deranjeze la ea, chiar nu m-am așteptat să mă țin atât de mult în priză. Este practic un roman de dragoste ce se petrece undeva în Anglia, la țară, în perioada industrială, unde, deși
toate lucrurile evoluaseră la oraș, la țară încă totul era înghețat în timp și avem, bineînțeles, tot felul de întâmplări legate de un el și o ea, care se întâlnesc, se despart, se întâlnesc chiar, mă rog, n-o să stau acum să vă povestesc din nou ce v-am spus la un moment dat într-un wrap-up, dar este o carte care chiar merită citită, un clasic în adevăratul sens al cuvântului și cartea asta m-a făcut să-mi doresc să mai citesc și alte romane de la acest autor, așa că cred că anul ăsta o să mai încep unul pentru că trebuie. Pe locul 2 avem o chestie la care nu m-am aștepta să ajung aici. Deci cartea asta nu am crezut că o să ajungă practic aici în momentul în care am început-o. Pentru că a fost practic o provocare. O provocare care a fost făcută împreună și cu alții booktuberi. Trebuia să citesc cartea preferată a altui booktuber și eu m-am pricopsit cu The Midnight Rose sau Trandafirul de la miezul nopții. Parcă. În mod normal așa ar trebui să fie tradusă, dar să vedem. The Midnight Rose de Lucinda Riley. N-am mai citit Lucinda Riley până în momentul respectiv, sau mă rog, nu mai citisem și m-a surprins foarte tare, deși la început nu mi-a plăcut și nu am intrat chiar cu inima deschisă în cartea asta. Pe parcursul ei am realizat că îmi place foarte mult, un ritm foarte alert al povestirii. La fel, povestea se petrece pe două planuri, ai odată anii 20, sper că mi-amintesc corect, cu un conac din ăsta englezesc, unde se întâmplă niște lucruri, unde există această doică, nanny, cum să îi putem spune, de origine indiană. Și nu mă refer la indienii americani, ci mă refer la indienii ăia din India. Așa. Și pe al doilea plan avem același conac, dar undeva în zilele noastre, unde se filmează un film. Unde avem o actriță ce își trăiește și ea propria dramă cu tipul cu care era combinată, mă rog, cu care era cuplată în momentul respectiv. În fine, cert este că cele două planuri se întâlnesc la un moment dat. V-am mai povestit despre cartea asta în vlogul dedicat ei, așa că o să vi-l las și pe la linkuit. Cert este că nu m-am așteptat să ajungă pe locul 2 anul ăsta. Este o carte pe care i-am cumpărat-o și mamei și i-am trimis-o și i-a plăcut și ei foarte mult, deci nu știu, numai lucruri bune despre cartea asta, serios, foarte mișto. Iar pe locul 1, cel puțin, nu știu dacă voi vă așteptați, dar eu nu m-am așteptat. În momentul în care am luat efectiv la plezneală cartea asta într-o zi cu mine, în timp ce mă deplasam într-o localitate învecinată, a Budapestei, nu m-am așteptat să am experiența asta și să am impactul ăsta de la cartea asta. Este vorba despre The Affirmation de Christopher Priest, bineînțeles, din nou, prima dată când am întâlnit acest autor, a fost anul trecut. Prima carte pe care o citesc scrisă de el, mai am destul de multe în format electronic pentru că n-am putut să rezist, a trebuit să caut și să iau. Mai ales după ce am citit-o pe asta. O carte fantastică, un SF total neobișnuit, ceva ce eu nu am mai întâlnit până în momentul de față. Realul se împletește cu irealul, cu fantasticul, cu ce vreți voi. Deci este o carte care efectiv poate fi recitită pentru că mereu găsești chestii interesante în ea. Și chiar spunea cineva la un moment dat că cartea asta, după ce o termin de citit, se poate citi și invers. Poți începe cu finalul, să citești capitolele în ordine inversă, pentru că are probabil mult mai mult sens. Și da, tind să dau dreptate, dar este o carte pe care efectiv vă recomand din tot sufletul, e foarte bună. Haideți să vă citesc un pic de pe spate. Peter Sinclair este tormented de niște nereușite în viața sa și în încercarea de a reuși să își pună totuși lucrurile în ordine, ajunge la un moment dat, adică vă zic așa, ajunge la un moment dat să locuiască în casa unui prieten al tatălui său, casa ce trebuia renovată, dar în schimbul
găzduirii sale acolo, el se oferă să renoveze casa acestor oameni, prieteni de familie, și în timp ce era în plin proces de renovare, începe să-și scrie și memoriile, încercând totuși să-și facă un fel de biografie, pentru că el jurează vieții scriitor. Și în timp ce își scrie el acolo memoriile, viața, lucrurile încep să se desprindă, numele nu mai este numele lui, și ne trezim purtați într-un complet, total alt univers, alt loc, cu alte personaje. Cele două planuri se întrepătrund foarte des, până când la un moment dat ne este dezvăluită toată șmecheria, toată treaba, și sincer vă zic, nu m-am așteptat. Deci nu m-am așteptat la dezvăluirea respectivă. O carte provocatoare, într-adevăr, cum este și menționat aici de Times Literary Supplement. Nu am ce să zic, o carte care pentru mine anul ăsta a fost perfectă, și în cazul în care voi ați citit-o sau în cazul în care ați mai citit ceva de la Christopher Priest și vreți să recomandați, vă aștept în comentarii neapărat, pentru că vreau să explorez un pic mai mult și nu știu exact cu ce să încep. Am niște idei, dar aș mai vrea să aud și alte păreri. Și la fel, dacă ați citit vreuna din cărțile astea sau dacă vreți să împărtășiți topul vostru pe anul ce tocmai a trecut, nu știu, top 10, top 5, sau să-mi spuneți care a fost cea mai bună carte pentru voi, vă aștept neapărat în secțiunea de comentarii. Cam ăsta a fost topul pe 2022, Dumnezeule, cum trece timpul. Wow! Acum îmi dădeam seama că fac chestia asta din 2015. În fine, trecând peste treaba asta, să aveți o săptămână cât mai frumoasă. Ne vedem în comentarii. Salut!